Crafton, cunoscut pentru succesul său cu PUBG, a făcut un anunț surprinzător recent, confirmând achiziția Tango Gameworks, studiul japonez cunoscut pentru titluri populare precum The Evil Within și Ghostuire, Tokyo. Cu toate acestea, deși această achiziție include IP-ul HiFi Rush, celelalte proprietăți dezvoltate de Tango Gameworks vor rămâne sub proprietatea Microsoft, care a deținut anterior studiul. Tango Gameworks, care a fost închis de Microsoft la începutul anului, a fost revitalizat prin această achiziție, iar Crafton și-a exprimat intenția de a dezvolta în continuare IP-ul HiFi Rush. Aceasta este o veste binevenită pentru fanii jocului, care acum se pot aștepta la noi evoluții și posibilități în cadrul acestui univers. Cu toate acestea, Crafton a clarificat într-o declarație pentru MP1ST că achiziția nu include The Evil Within și Ghostuire, Tokyo. Aceste IP-uri populare vor rămâne în portofoliul Microsoft, lăsând întrebări cu privire la viitorul acestor francize. Deși nu este clar dacă Microsoft are planuri imediate pentru aceste titluri, este evident că Tango Gameworks, sub conducerea Crafton, nu va mai lucra la ele. În ceea ce privește HiFi Rush, există speculații că jocul ar putea fi lansat pe Nintendo Switch sau pe succesorul său viitor, după ce scurgeri anterioare și evaluarea PEZ au sugerat această posibilitate. Deși nu există o confirmare oficială în acest sens, fanii jocului așteaptă cu nerăbdare viitoarele mișcări ale Crafton. Această achiziție marchează o schimbare semnificativă în peisajul industriei jocurilor, iar comunitatea rămâne atentă la modul în care Crafton va gestiona viitorul HiFi Rush și dacă Microsoft va dezvolta în continuare The Evil Within și Ghostuire, Tokyo.